Până mâine la Art Safari poate fi văzută expoziția realizată în colaborare cu Muzeul Antipa. Girafă, leu, leopard, vultul, cerb. Un bom moscat și o vulpe polară se numără printre exponatele vedete sosite în centrul vechi. Iar la Antipa este în desfășurare tot până mâine o expoziție cu lucrări de la Art Safari Teodora Man și artista contemporană Irina Dragomir. Colaborarea cu Muzeul Antipa este o inițiativă unică în țară și discutăm despre această colaborare cu Ioana Ciocan, general manager Art Safari. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! De unde colaborarea asta minunată? este atât de neobișnuită încât ce a avut un mare succes. Spunea. Exact, încât a avut un succes fantastic, de aceea am și uh, hotărât împreună cu directorul Muzeului Antipa, domnul Luis Popa, să prelungim parteneriatul dintre noi cu încă o săptămână. Acum suntem în această săptămână de prelungire. Uh, am râs într o zi cu ai mei colegi că ce e cu safari, safari și am zis: "Haide să avem un safari în safari, ce ar fi dacă facem un parteneriat cu Muzeul Antipa, facem un schimb neobișnuit" de exponate. Așadar, cei care, până duminica asta, se duc în Piața Victoriei la girafă, dar de data asta în interiorul muzeului, să vadă minunatele animale, printre ele pot să vadă și lucrări de, de artă. Este foarte surprinzătoare alăturarea, dar noi am avut grijă ca lucrările pe care le ducem acolo să aibă o legătură cu lucrările expuse. Și e minunat este... și pentru adulți și pentru copii. Ce putem vedea exact în acest weekend la Art Safari? Pe lângă expozițiile noastre obișnuite, care, din păcate, se vor încheia pe data de 7 august, respectiv retrospectiva Teodora Aman, expoziția dedicată lui Marcel Iancu, expoziția Irinei Dragomir, expoziția care vine din Germania, dedicată artistei Barbara Clem și l-am lăsat la final pe Dali și Picasso pe lângă aceste cinci mari expoziții, putem să vedem și expoziția temporară adusă de la Muzeul Antipa. Și pentru că e foarte cald afară, să știți că vom avea și sâmbătă și duminică, adică și astăzi și mâine, înghețată pentru toată lumea. Așa că puteți să vă răcoriți la Arsafari. Foarte bun pontul acesta. Uh, <laughs> Știm. Da. Cum a fost Arsafari anul acesta? Știm că a fost unul dintre cele mai lungi de până acum. Ați avut oameni acasă? I-ați primit pe toți? I-am primit pe toți. Ne bucură foarte mult, mai ales familiile cu mulți copii care vin la noi la Art Safari. Uh, și ne bucurăm că putem în această vară toridă să îi primim la noi, pe cei care sunt în vacanță, dar încă n-au plecat nicăieri. Uh, și pentru că imediat începem sezonul cu numărul 10, vom continua aceste micro-expoziții temporare înăuntru în Art Safari. Și cu biletele, cu biletul nostru uh, pot fi două muzee. Pentru că Antipa se termină acum duminică, dar imediat pe data de 21 iulie începe cel de-al doilea parteneria pe care ar Safari are cu Muzeul Tehnic. Asta aici voiam să ajungem, exact. deși mi-a rămas gândul la înghețată și la ce arome de înghețată oferiți acolo, dar cu ce muzee mai colaborați? Acum începem cu, bineînțeles, trebuie să încep cu o mulțumire pentru doamna director Laura Albani, care cu o deschidere fantastică a acceptat să mute machete importante, lucrări extrem de valoroase, inclusiv un costum de astronaut, le mutăm în alt safari, la fel noi ducem lucrări în muzeul tehnic, niște lucrări care sunt în expunere la noi în Art safari, dar și niște opere semnate de Irina Dragomir, care sunt fix pe tema aceasta a invențiilor, a construcțiilor, pe care Irina le-a realizat în perioada pe care tocmai am străbătut-o împreună, deci din mai până acum, sunt lucrări pe care nu ne a văzut nimeni niciodată și le ducem direct la muzeul tehnic și, așa cum ziceam, cu biletul de Ar Safari, poți să te duci la Antipa, duminica asta, și săptămânile următoare, până pe data de 31 iulie, la Muzeul Tehnic. Deci un bilet, două muzee. Pentru cei care nu au fost niciodată la Muzeul Tehnic, iată -te o ocazie excelentă acum să se ducă. Cum se îmbină cele două lumi? se îmbină fantastic, pentru că ne dăm seama de fapt că artă găsim peste tot. Găsim în mintea inventatorilor în momentul în care probează diverse materiale sau încearcă să găsească niște forme cât mai bune. Uite, noi cum stăm pe scaunele astea, într-un mod foarte confortabil, a existat un designer care a lucrat împreună cu un artist să ne ușureze nouă viața și pentru că noi credem la Ars Safari că arta este peste tot și pentru toată lumea, ni se pare firești colaborările acestea pe care le avem cu Muzeul Antipa și cu Muzeul Tehnic, dar și colaborările viitoare pe care le începem odată cu vernisajul ediției cu numărul 10 pe data de 22 septembrie, cu Muzeul de Geologie, cu Muzeul Țăranului Român, cu Muzeul Aviației și așa mai departe. Până, până la aceste expoziții, deocamdată găzduiți cea mai mare expoziție de aman din ultimul secol. De ce este aceasta una de neratat? Este de neratat pentru că, pentru prima dată, lucrări de la Satu Mare, Iași, Constanța, Târgu Mureș și nu aș vrea să număr toate cele 25 de muzee partenere, uh, pentru că sunt prea multe, uh, prin generozitatea lor am reușit să aducem la un loc uh, uh, aceste opere importante și nu putem să le vedem împreună și să înțelegem, uh, de fapt, opera complexă a lui Teodor Aman, decât dacă venim la până Safari când? Până, când până pe 7 august, în centrul vechi al capitalei. Palatul Dacia România, dar să ținem minte pentru că în continuare acest lucru ne creează nouă emoții între joi și duminică. Și în final foarte Perfect. scurt anul acesta am avut două ediții Art Safari, așa va fi de acum încolo? Nu, bună întrebare, mulțumesc <laughs> că ai pus-o, nu, la anul 2023 vom avea trei ediții <laughs> de Art Safari așa, da. și avea le așteptăm. <laughs> și anul următor patru ediții și tot așa, da, dar să suntem. fie toate cu înghețată. Toate cu înghețată, doar Perfect. dacă e cald. Dacă se face fric, ceai cald, promit că dăm gratuit pentru vizitatorii noștri. Mulțumim, Mulțumim foarte și mult și mult succes, Ioana! Mult succes Mulțumesc în continuare! Dumnezeu. Continuăm acum